Bun găsit, doamnelor, domnilor! Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok, Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă, și în fiecare zi de la ora 16 și ora 20 în fața micilor ecrane. Discutăm astăzi despre asigurările din România, despre impasul în care se află unele dintre firme și încercăm să aflăm cât mai multe detalii despre aceste subiecte. Sperăm noi direct de la sursă, așa cum se spune, iar pentru acest lucru îl avem în legătură directă cu noi pe domnul Iulius Firțac, deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi, chiar și în acest mod. Da, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și, bineînțeles, împreună cu telespectatorii Hunedoara 1. A fost o perioadă, ce-i drept, mai lungă de timp în care nu ne-am văzut și ne bucurăm că v-ați făcut timp și în această formulă putem să dezbatem, spune, unele dintre cele mai importante probleme ale oamenilor de rând, în primul rând, pentru că uneori parcă sunt așa lăsați la o parte când vine vorba despre problemele cu care ei se confruntă. Vorbim despre asigurări, vorbim despre, iată, încă o firmă de asigurări care este în faliment. Oamenii sunt așa, într-o nebuloasă totală, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se va întâmpla cu polițele de asigurare pe care ei le au în prezent, unde mai punem că și RCA-ul, iată, sunt foarte multe discuții pe acest subiect și ar urma să se scumpească. Sunt foarte multe probleme care nu sunt străine nici de dumneavoastră, pentru că le cunoașteți și cunoașteți foarte bine acest domeniu. Da, din păcate trecem astăzi prin cel de-al patrulea mare faliment. Au fost mai multe, dar le numărăm doar pe cele care sunt cu valori de sute de milioane de euro. Astra, Carpatica City și astăzi Euroins. Este cel de-al patrulea mare faliment în ultimii 8 ani de zile. Este mult prea mult pentru piața de asigurări din România. Era de neconceput. În momentul în care a fost Astra și apoi Carpatica, nici nu puteam să mă gândesc că va mai fi posibil un astfel de eveniment, să se mai închidă încă o firmă de asigurări care este lider de piață și milioane de clienți să nu știe pe ce drum să ia. În condițiile în care de la an la an prețurile asigurărilor au crescut, firmele de asigurări au avut încasări mai mari, iar că suntem în faza în care închidem al patrulea lider de piață din asigurări și răspunsul la întrebarea pe care ați afișat-o și dumneavoastră este, din păcate, unul simplu și dureros. Fiecare dintre noi, cei care suntem proprietari de mașini, suntem cei care plătim aceste falimente răsunătoare din piața de asigurări. Niște băieți deștepți pleacă cu bani și fiecare cetățean plătește. Am ajuns ca 4% din costul RCA-ului să fie doar contribuția către fondul de garantare. Ne trezim că ajungem la 10% din preț an de an să plătim pentru garantare, pentru că suntem dintr-un faliment în dreptul. Haideți să explicăm puțin. Haideți să explicăm puțin ce înseamnă acest procent pentru cetățeni, pentru oamenii de rând și de ce sunt cumva obligați să plătească acel procent la care făceați referire. Acum, nu este acest indicator cel mai important, faptul că am ajuns la 4%, doar că în comparație cu procentul de la care s-a plecat, undeva în jur de 1%, ne dăm seama că situația s-a înrăutățit de 4 ori. Asta este situația actuală în piața RCA, în condițiile în care 2,5 milioane de clienți sunt cu o asigurare încheiată, valabilă, la un asigurator declarat de ASF ca în insolvență. Urmează procesul și asiguratorul să fie declarat în faliment, după care aceste polițe nu vor mai fi valabile. Deci acest procent ca valoare nu este neapărat foarte mult din cât costă RCA-ul, doar că faptul că el a crescut de la an la an arată că situația nu este roză și că nu suntem pe drumul cel bun. ASF nu reușește să monitorizeze așa cum trebuie asiguratorii din piață și suntem dintr-o gaură de milioane de sute de milioane de euro într-alta. Problema este una foarte dureroasă și
O cifră care, de exemplu, ar trebui să ne sperie este cea legată de câți bani cheltuie asiguratorii cu această poliță de asigurare RCA. Pentru fiecare 100 de lei pe care noi o plătim pe RCA, asiguratorii cheltuie 131 de lei. Din 131 de lei cheltuiți, înseamnă că vin cu 31 de lei de acasă. Din 131 de lei cheltuiți, undeva în jur de 12-13 lei îi cheltuie ca să distribuie, să vândă acest produs. 25 de lei îi cheltuie ca să aibă acoperite costurile administrative și undeva în jur de 100 de lei, puțin sub 100 de lei, plătește ca și despăgubiri către servisuri. Deci situația necesită o analiză foarte amănunțită și trebuie să vedem exact astăzi unde este problema ca să putem să o corectăm. Suntem după al 8-lea faliment, în continuare nu suntem cu o rată a daunei pozitivă, adică din câți bani se plătesc pe asigurări, să se facă reparațiile, să se plătească oamenii care lucrează în domeniu și 1, 2, 3, 5% să rămână ca și profit pentru operatorul economic, pentru firme de asigurări în cazul de față, și pentru că nu reușim să ajungem la acest liman, e clar că problema nu este rezolvată. Din păcate, cum spuneam, iată, probabil că nimeni nu se aștepta ca încă o firmă de asigurări să dea faliment și, cum spuneam, oamenii sunt cam debusolați, cel puțin și în județul Hunedoara sunt oameni pe care i-am întâlnit și îmi spuneam, am asigurări la această firmă, ce voi face, cum voi reuși poate să o scot la liman? Avem date despre acest lucru? Ce se va întâmpla cu polițele românilor? Ne referim în general acum. Da, deocamdată aceste asigurări sunt valabile. Ce putem să facem acum este să luăm calendarul evenimentelor din falimentul City și acele evenimente să le așezăm într-un posibil calendar, într-un posibil scenariu cu Euroins. Falimentul City a fost, insolvența a fost cerută de ASF în august 2021. În septembrie a început procesul, în martie am avut sentința definitivă, din mai n-au mai fost valabile polițele. Pe același calendar aplicat la Euroins, asta înseamnă că toți cei care au astăzi asigurări la această companie, la Euroins, din luna octombrie-noiembrie din acest an nu vor mai fi acoperiți. Acum, cea mai mare problemă este pe asigurările RCA, nu pe asigurările facultative, pentru că acolo pe asigurările RCA avem 2,5 milioane de mașini care circulă cu asigurare Euroins și care pot să producă un eveniment, o pagubă celorlalți participanți la trafic. Deci, practic, riscul cel mai mare până în octombrie, riscul cel mai mare este pentru cei care sunt loviți de un șofer care are asigurare RCA la Euroins. Problema se va înrăutăți în octombrie-noiembrie, pentru că atunci toate aceste polițe vor fi practic reziliate de drept. Și statul român, din câte am văzut și în presa centrală, spune că ar dori să intre pe piața asigurărilor RCA după falimentul Euroins și există câteva declarații și ale purtătorului de cuvânt al executivului, domnul Dan Cărbunaru, care spune așa, guvernul României este gata să vină în sprijinul celor afectați de ce se întâmplă pe piața asigurărilor auto, pe piața RCA. Ministerul de Finanțe este pregătit să aducă pe masa guvernului aceste propuneri. Deja acestea au fost prezentate în cadrul procedurii de prezentare transparentă guvernamentală. Ce să înțelegem din acest lucru? Bun, există două forțe care acționează asupra politicienilor. Una pe care toată lumea și-o dorește, dorința de a, și-o vrea ca importantă și principală, dorința de a rezolva problema. Și a doua, calculul politic. Cât electorat îmi aduce, cât de populistă este ideea. Dintre soluțiile aflate pe masa guvernului, din păcate foarte puține au fost bune. Tocmai de aceea astăzi am înțeles că a fost retrasă din dezbatere publică această hotărâre de guvern, pentru că erau multe prevederi acolo care nu funcționau. Și le putem lua pe fiecare în parte și să o discutăm și să le explicăm telespectatorilor de ce nu este bună.
În primul rând, plafonarea tarifelor nu este o soluție nici operațională bună, pentru că este foarte greu de pus în aplicare la modul în care se calculează astăzi prețul RCA și nici din punct de vedere juridic nu este ok, pentru că presupune o amendă pe care să o încasăm de la Uniunea Europeană. Nu avem voie să intervenim cu prețuri maximale într-o piață liberă. Deci plafonarea, fie că vorbim de prețul RCA-ului, fie că vorbim de costul de distribuție, nu este o soluție. Altă soluție văzută de politicieni este cea a aducerii băncii CEC în rândul distribuitorilor, asiguratorilor care vând RCA. Acest proces este un proces de durată și dacă viitoarea firmă de asigurări coordonată de CEC nu va fi una care să funcționeze după regulile pieței, atunci ea nu va face bine pieței. Să înțelegem că urmează o perioadă destul de complicată pentru cei care sunt asigurați la această firmă. Până la urmă, tot oamenii vor fi cei care vor plăti, nu doar dintr-un anumit punct de vedere, toate aceste chestiuni care până la urmă nu țin de ei și nu oamenii sunt de vină că s-a ajuns în această situație. Și mai grav atunci când și politicul, iată, este implicat sau se dorește cumva să se atragă, să tragă cumva focul asupra oalei lor, lucrurile se mai complică. Da, așa este și mă bucur că s-a retras acel proiect de hotărâre de guvern, prin care prin măsurile prevăzute acolo nu se rezolva problema. Problema este simplu de rezolvat. Legea RCA-ului trebuie modificată și trebuie adusă transparență în acest triunghi: asigurator, service reparator și client. În acest triunghi trebuie să existe transparență maximă, pentru că vorbim de un produs obligatoriu. Vorbim despre o piață în care activează agenții economici, dar o piață obligatorie și reglementată. Ori această piață trebuie să fie transparentă. Din păcate, nu există transparență într-un singur colț al acestui triunghi. Asiguratorii au obligativitatea de a raporta tarifele și gradul de solvabilitate către ASF. În ceea ce privește pe asigurator, vedem că ASF a făcut curățenie și ăsta este punctul de lăudat și mai important aspect pozitiv al funcționării ASF, faptul că doi asiguratori cu probleme care nu au respectat piața de asigurări și au încercat să facă într-un alt mod decât cel normal, au fost eliminați din piață. Este bine că și City și Euroins, asiguratori care au creat probleme pieței, care n-au respectat regulile jocului, au fost eliminați din piață. În aceste condiții, toți asiguratorii rămași sunt în regulă. Deci nu ne mai așteptăm ca poate anul viitor să mai avem o astfel de surpriză cu poate o altă firmă de asigurări? Da, cred că este prima oară după mulți ani în care pot să vin să spun că nicio altă firmă de asigurări care face acest tip de asigurare RCA nu va mai da faliment, raportându-mă la cele care există astăzi pe piață. Eu sper că din rândul oamenilor care au coordonat aceste patru mari falimente, Astra, Carpatica, City și Euroins, nu vor mai fi lăsați și nu vor mai fi autorizați nici care să funcționeze, să fie directori, să fie persoane de decizie într-un nou asigurator care să vină să aplice aceeași rețetă, pentru că am avut aceeași rețetă la toate cele patru falimente, adică nu raportam daunele și printr-un reasigurator fictiv scoteam banii din țară și automat făceam profituri ilegale. Deci să nu se mai poată aplica aceeași rețetă pentru niciun asigurator. Deci în condițiile astea zic eu că această problemă este rezolvată. Clientul plătește prețul aferent mașinii pe care o are, județului unde el, localității unde el circulă cel mai mult cu mașina și se raportează la costul reparațiilor și la frecvența accidentelor de acolo. Dar astăzi, din păcate, trag un semnal de alarmă, zic eu că uriaș. Astăzi
Din păcate, în piața de RCA, care este o piață de 1 miliard de euro pe an, atenție, se plătesc 1 miliard de euro pe an de către clienți, 1 miliard de euro pe an merg spre reparații. Deci asta înseamnă că avem în acest triunghi un alt jucător care nu este deloc transparent în ceea ce privește acest produs. Costul reparațiilor. Aici trebuie să vină legea RCA și să facă lumină. Așa cum în ceea ce privește asiguratorii și clienții avem transparență la preț și la daunalitate, la servisuri, din păcate, nu există niciun fel de transparență. Deci, practic, în prezent nu poate fi gestionat ceea ce se întâmplă între asigurat și serviciul respectiv. Totul merge, da. Poate merge, de fapt, cumva și la mica înțelegere și atunci lucrurile o pot lua o altă turnură în ceea ce privește banii care ajung aici. Nu, problema nu este mica înțelegere, pentru că, din păcate, clientul nu are, cel păcupit nu are nicio legătură cu ceea ce face serviciul. Legea astăzi permite un mare conflict de interese. Tu te duci la serviciu îți dă să semnezi un dosar uriaș de hârtii prin care îți repară mașina, îți cumpără creanța și el o recuperează de la asigurator și el stabilește cu asiguratorul ce piese pune acolo, câte zile lucrează, la ce preț poate să taxeze ora de manoperă și dacă îți dă sau nu îți dă mașină în chirie, fără ca tu să știi dacă ți-a pus sau nu ți-a pus mașina acolo. Această lipsă de transparență și faptul că serviciul și centrează și dă cu capul, permiteți-mi să folosesc o expresie neacademică, le permite unor serviciuri, că nu vorbim, încă această chestiune nu este generalizată, deși ea creează probleme uriașe la nivel de sistem. Deocamdată doar la nivel de București este, ca să spunem așa, peste jumătatea pieței de serviciuri problematică această modalitate de lucru. În țară încă nu s-a patentat acest sistem de lucru. În țară încă orele de manoperă se facturează la un preț rezonabil între 100 și 300 de lei ora de manoperă. Dar în București foarte multe serviciuri, mai mult de jumătate, facturează peste 800-1000 de lei ora de manoperă. În condițiile în care dacă mergi la același serviciu, ora de manoperă nu este 800 de lei, ci este 200 de lei, 300 de lei. La aceleași servisuri, dacă mergi să închiriezi o mașină, pentru că ai mașina în serviciu de reparații, mașina o închiriezi cu 2000 de lei pe zi, în condițiile care Logan la orice firmă de rentă car este câțiva zeci de euro. Deci problemele se mută încet, încet în această zonă unde nu există transparență și unde anumiți agenți economici vor să-și maximizeze profiturile profitând de faptul că legea le permite să fie într-un conflict de interese vizibil. El nu este un conflict de interese legal deocamdată, pentru că legea, repet, le permite să cumpere creanța, să facă cât vor factura, dacă vor trec sau nu trec acolo o mașină la închiriere și astăzi ei sunt singurul punct nevralgic, cel care ar putea să aducă următoarea bulă în piața de RCA. Există și o propunere legislativă în acest sens pentru a modifica tot acest sistem care, iată, din câte ne-ați explicat și din câte probabil au simțit mulți pe pielea lor, din mulți dintre cei care ne urmăresc, pentru ca statul să intervină și să preia frâiele în ceea ce privește aceste lucruri. Da, eu îi rog, înainte să vă răspund la întrebare, îi rog pe toți telespectatorii noștri să verifice facturile pe care serviciurile le fac către asiguratori în orice dosar de daun, nu doar pe RCA, și pe RCA, și pe casco, și pe asigurări de locuință, dacă e cazul, și să vadă câți bani încasează și o să fie surprinși, poate plăcut, dar e cele mai multe ori, în cazul despăgubirilor pe RCA, neplăcut să vadă că o zgârietură pe un spoiler costă 11.000 de lei și că o închiriere, ultima gogomânie de la un service mare din București, o închiriere pentru că i-a ținut mașina 50 de zile în service cu 2.000 de lei pe zi, factura de chirie pe RCA, care nu mai este limitată pentru că ASF a dat o normă să fie fără limită, factura de chirie, repet, a fost de 100.000 de RON. Deci astfel de chestiuni nu mai sunt posibile. Din păcate,
din 2018 latru, ca și câinele la lună, nu mă ascultă nimeni din ASF și nimeni din Parlament, că trebuie să corectăm această problemă și ea a ajuns astăzi la un nivel care poate să fie considerat risc sistemic. ASF cu cele două probleme mari. Autoritatea de supraveghere fiscală, ca să explicăm celor care ne urmăresc că tot folosim ASF, dar nu am explicat exact ce înseamnă. Așa este, Autoritatea de supraveghere financiară și ei, având pe cap, hai să spunem așa, cele două probleme mari, City și Euroins din 2018 și până astăzi, n-au reușit să mă asculte și să înțeleagă unde va fi următoarea problemă, iar astăzi suntem în această situație. Ceea ce mă bucură este că am făcut presiuni pe toate canalele pe care le-am avut la dispoziție, pe Facebook, sincer, nu am mai ieșit să mai fac nicio postare pentru că deja ajung la faza la care lumea mă consideră nebun, dar cred că un pic de merit pentru faptul că nu a ieșit o hotărâre de guvern care să nu rezolve problema din piață, un pic de merit am și eu și cred eu că acum cei din guvern și cei din Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să se uite cu atenție la legea RCA și să înțeleagă că în Parlament, cu toate informațiile pe masă, trebuie să rezolvăm această problemă. Nu mai dăm norme la ASF, nu mai dăm hotărâri de guvern, trebuie să lăsăm lucrurile să fie transparent, să vină toți actorii din piață, Asociația Asiguratorilor, Asociația Brokerilor, Asociația Serviciilor, Asociația Transportatorilor. Cu toții trebuie să vină la comisie, să spună fiecare ce are de spus și să facem o lege transparentă prin care piața RCA să fie funcțională și mai mult decât atât. Nimeni să nu fure și cetățeanul să plătească atât trebuie să pentru acest produs. Să înțeleg că până acum nu s-au așezat la aceeași masă toți cei pe care i-ați enumerat mai devreme, adică cei din asigurări, cei care ar trebui să ia o decizie concretă și corectă, cum spuneați puțin mai devreme, nu a fost o astfel de întâlnire până acum? Din păcate nu. Cum am putea explica acest lucru? De ce nu s-a dorit? Cine nu a dorit ca toți acești factori să stea la aceeași masă și să ia o decizie bună în acest sens? Au fost momente în care a fost mai puternic lobby-ul făcut de reprezentanții transportatorilor. Au fost momente în care lobby-ul a fost mai puternic făcut de reprezentanții serviciilor. Au fost momente în care lobby-ul făcut de asiguratori a fost mai puternic și cel care avea cel mai puternic lobby reușea să blocheze o masă rotundă în care să se pună toate problemele în dezbatere și nu a avut loc o astfel de dezbatere cu toți actorii la aceeași masă. Și ASF, și Parlamentul, și Guvernul au discutat pe alte canale, unele mai transparente, altele mai puțin transparente, problemele din piață și rezolvau punctual. Fie problema asiguratorilor, fie problema transportatorilor, vezi cazurile din trecut când s-au plafonat prețurile pentru transportatori, fie problema serviciilor. Iar astăzi, cel mai mare interes pentru a se păstra legea în acest fel este al asociației unor servicii din București, care necontenit vor ca legea să nu fie modificată și pe oriunde reușesc să transmită comunicate de presă și să transmită informații, asta fac, cer ca plafonarea să fie făcută la preț, adică asiguratorii să vândă la un preț limitat, cer ca brokerii să vândă la un preț limitat, dar la serviciuri să nu se umble, să nu se impună un tarif maximal pe ora de manoperă, să nu se impună prețul din catalogul producătorului de piesă, este un preț într-un catalog, acolo este un adaus comercial rezonabil, ei nu, ei trebuie să lucre doar așa cum vor ei. Repet, problema nu este generalizată în județul Hunedoara, în județul Timiș, în județul Arad, în județele noastre limitrofe, nu sunt încă atât de grave problemele, dar la nivel de București, care concentrează 30%, poate chiar mai mult din piață, problema, repet, este una generalizată, adică peste 50% din jucătorii din piață practică tarife greu explicabile. Cum explici unui medic care își decontează, medic de familie care își decontează o consultație de la casa
Națională de Asigurări cu câțiva zeci de lei, 60-70 de lei, cum explici că pe RCA, un produs obligatoriu, un serviciu pune 1000 de lei ora de manoperă pentru tine, chigerie sau mecanic auto? Și nu fac comparație aici între meserii, între un medic și un mecanic auto, între un chigiu și un medic de familie sau un asistent. Dar diferențele sunt uriașe și vorbim de piețe obligatorii, vorbim de piețe reglementate. Medicul de familie are un anumit număr de clienți pe care legea îl permite să-l aibă, are un anumit număr de consultații pe care trebuie să le ofere lunar, așa și aici. Deci, lucrurile trebuie discutate transparent cu scandalul aferent asumat, pentru că e clar că fiecare va veni să-și apere interesele, dar doar dezbătându-le deschis și transparent cu presa de față, putem să facem lumină și să nu rostogolim în continuare această problemă a RCA-ului. Pentru că această problemă, și închid răspunsul ăsta un pic mai amplu, această problemă a RCA-ului nu se răsfrânge doar asupra acestui produs. Întreaga piață de asigurări din România nu se dezvoltă pentru că cetățeanul nu are încredere în sistem. El vede exact. Că tot la 2 zile falimentează liderul pieței. Eu cum să am încredere să-mi fac o asigurare de viață cu acumulare de capital sau cum să-mi fac o asigurare de casco? Nici nu vreau să mă gândesc la clienții care au asigurări facultative făcute la Euroins, la casă sau la mașină. În ce situație sunt acum. Dacă acolo, în cazul acestora, problema este mult mai gravă în sensul că și-ar putea să nu-și mai recupereze nici măcar banii pe care i-au dat în această perioadă. Știu, de 5 ani poate au plătit pentru acele polițe de asigurări de viață, care de obicei se întind pe 15-20 de ani în funcție de fiecare cum își dorește și cum reușește să-și gestioneze banii pe care îi are. Aici ar fi problema și mai mare pentru cei care au astfel de asigurări? Da, problema este mai mare pentru că în cazul unei întâmplări, unui producere, unui eveniment asigurat, el va trebui să-și facă dosarul de daună la fondul de garantare. Fondul de garantare este sacul fondului de garantare este astăzi aproape gol. Fondul este la, scuzați expresia, la capătul sacului, să nu folosesc un cuvânt prea urât. Sacul este gol, din păcate, la fondul de garantare. Asta este durerea cea mai mare. Asta înseamnă că viteza cu care se vor face despăgubirile va fi una foarte mică, pentru că din contribuția despre care am vorbit la începutul emisiunii, acumulate lună de lună, se vor face despăgubirile. Dacă ei nu strâng contribuții la fondul de garantare mai multe și mai mari, nici nu vor putea să plătească mai repede aceste despăgubiri. Deci, odată, timpul de despăgubire va fi unul mult mai lung și mai mult, asigurarea va fi întreruptă în momentul în care va fi primită sentința definitivă de faliment a companiei Euroins. Da, din păcate asta este realitatea. E bine că ați dezvoltat puțin acest subiect. Știu că discutați, cum spuneați la un moment dat, că oamenii la un moment dat poate vă cred, ca să vă citez, nebun, pentru că tot postați atât de multe informații cu privire la acest subiect, al asigurărilor, al RCA-ului pe piața din România, dar până la urmă probabil că la un moment dat oamenii vor înțelege că nu ați fost acel nebun și lucrurile vor intra totuși pe un făgaș normal, într-o normalitate din acest punct de vedere al asigurărilor în România. Timpul trece foarte repede și aș vrea să mai discutăm și alte subiecte în cadrul emisiunii de astăzi, iar un subiect destul de dezbătut în ultima perioadă este cel legat de voucherele de vacanță și în mediul privat. Mulți ani la rând, doar cei din mediul, cei de la stat, cum se spune, au beneficiat de acest bonus și în fiecare an beneficiau de fie de bani, fie de vouchere pentru vacanță. Acum intră în discuție ca și cei din mediul privat să beneficieze de aceste vouchere. Da, este un lucru bun, doar că aici trebuie să nuanțăm foarte, foarte mult discuția. Din păcate, alocarea unui beneficiu extrasalarial, adică pe lângă
contractul de muncă. În mediul privat este, de această decizie este mai greu de luat în mediul privat și trebuie să aibă la bază cifre reale din ce muncește angajatul și ce reușește să producă firma față de sistemul bugetar, unde pe bugetul instituției se poate decide și se poate solicita creșterea bugetului și politic se poate decide să se aloce sau nu aceste vouchere de vacanță. Deci modul de luare a deciziei este unul mai complicat în mediul privat, dar posibilitatea trebuie să existe și în mediul privat. Și din păcate, în august anul trecut, prin ordonanța 16, dat de guvern, dată odată 16 din august anul trecut, din păcate beneficiile extrasalariale au fost limitate la 33% din salariul pe care îl are fiecare cetățean. Asta este un lucru rău, pentru că avem foarte mulți care lucrează cu salariu minim pe economie și foarte mulți care lucrează cu salariu puțin peste minim pe economie. Asta înseamnă că beneficiile salariale pe care el le poate lua, pensie privată facultativă, asigurare de sănătate, tichete de masă, vouchere de vacanță pe care le-ați adus în discuție și de la care am început. Toate acestea n-au voie să depășească 30% din venitul brut. Această barieră impusă în august 2016, în august 2022, din ordonanța 16, ne încurcă puțin în crearea acestor pachete de beneficii extrasalariale. Dar chiar și cu acest prag de 30%, cred eu că este bine ca și în mediul privat să poată să fie acordate, bineînțeles, dacă bugetul companiei permite să fie acordate aceste vouchere de vacanță, care bineînțeles că beneficiază de un regim fiscal mult mai relaxat. Deci, practic, tot angajatorul ar suporta cumva costul acestor vouchere, pentru că la un moment dat se lansase cumva și informația că statul va fi cel care, la fel ca și în cazul funcționarilor publice, a angajaților la stat, va acorda aceste vouchere și în mediul privat. Ar fi posibil acest lucru? Că asta poate îi descurajează pe unii dintre angajatori. Nici nu vreau să mă gândesc la efortul bugetar care ar trebui să fie făcut. Nu poți să dai voucher de vacanță doar unei categorii sociale, doar unei categorii de angajat. Pentru că nu este voucher de vacanță, din punctul meu de vedere, analizându-l fiscal, financiar, contabil, nu este un serviciu de asistență socială pe care să-l oferi doar celor care, să spunem, că au nevoie de asistență socială din partea statului. Celelalte beneficii, celelalte categorii de sprijin social sunt deja în plată către cei care au nevoie de astfel de ajutor. Vouchere de vacanță, teoretic, trebuie să fie acordate ori tuturor cetățenilor, ori, dacă nu, lăsate la latitudinea, dacă nu se plătesc de către stat, lăsate la latitudinea angajatorului și angajatorul să poată să le deducă fiscal, să fie cheltuieli deductibile fiscal și să nu plătească taxe și contribuții pentru aceste vouchere de vacanță, și atunci, dacă el consideră că are de unde să le plătească angajaților, să le plătească. Dar în ceea ce privește statul, nu prea văd acum cum ar putea să le ofere, ori le oferă tuturor, ori criteriile, eu nu le văd cum alegi cine să primească din mediul privat aceste vouchere de vacanță din partea statului, mă refer. Este un vis greu realizabil, să spunem, acest proiect? Aș putea spune aproape imposibil, din partea statului, repet. În rest, va rămâne la latitudinea angajatorilor dacă vor putea să susțină sau nu aceste costuri suplimentare până la urmă pentru ei, și dacă toată lumea va primi, așa cum spuneați, să fie probabil anumite departajări între angajați, între categorii sociale, ceea ce iarăși nu ar fi chiar corect să se întâmple. Vedem cu toții că în această perioadă cumva se ascult așa cuțitele pentru ce o să însemne 2024,
sunt lupte din acestea politice la toate nivelurile posibile, chiar dacă unii nu vor să recunoască că se pregătesc pentru campania din 2024, noi cei care avem experiența atâtor campanii și atâtor alegeri în spate, deja simțim cum își ascut așa colții în ultima perioadă parlamentarii. Care este atmosfera la București? Da, la București este acaparată din punctul meu de vedere de pe scaunul meu, așa se vede că spațiul public este acaparat de dezbaterea de idei dintre cele două partide aflate la guvernare. Este, zic eu, o strategie bună pe care au abordat-o cele două partide, faptul că acaparează scena politică și diferențele de opinie pe diferite teme acaparează toată dezbaterea și practic ei reușesc să minimalizeze opoziția. Opoziția fiind astăzi AUR și USR. Asta înseamnă că ei își conservă într-o oarecare măsură electoratul pe care l-au atât PSD cât și PNL. Și mai mult decât atât, în luarea unei decizii nu avem doar un partid cu o anumită viziune, avem un partid de stânga și avem un partid de dreapta. Avem o dezbatere de idei și un compromis care trebuie să se găsească între cele două partide în luarea deciziilor importante pentru țară. În ceea ce privește planul pentru viitor, aici diferențele de opinie sunt mai mari un pic între cele două partide, dar eu aș vrea să fie găsit o soluție cât mai repede pentru binele nostru al tuturor. Pentru că situația nu este chiar roz din punct de vedere economic. Inflația, din păcate, nu este încă sub control și nu doar în România, nicăieri în lume nu este sub control inflația. În această săptămână s-a publicat inflația din Marea Britanie, din Franța, din Germania. Inflația an la an raportată, februarie 2023, martie 2023 cu februarie, martie 2022, este în continuare în creștere, ceea ce este pentru mine îngrijorător. Și simplificat, trebuie să înțelegem că această inflație nu este deloc sănătoasă pentru economie și că ea nu poate să fie repusă decât printr-un singur mod. Provocarea unei recesiuni economice. Recesiunea se provoacă prin creșterea dobânzilor banilor, adică opresc viteza cu care banii circulă în piață. Asta înseamnă că BNR și celelalte bănci centrale trebuie să crească dobânzile de politică monetară, viteza banului scade, iar recesiune, concret pentru telespectatorii noștri, recesiune înseamnă șomaj și închiderea anumitor business-uri. Ori acest lucru se va întâmpla în finalul anului 2024 și poate chiar în 2025, pentru că nu cred că politicienii vor avea curajul să pună această frână economiei și să elimine inflația într-un an 2024 electoral. De aceea aș vrea ca partidele să arate maturitate politică, să fie în cunoștință de cauză în ceea ce privește situația macroeconomică națională și la nivel global și după 2024 să avem la conducerea țării o alianță care să poată să gestioneze ieșirea României dintr-o perioadă grea care va veni în 2024 și 2025. De inflație nu mai dăm prea multe detalii pentru că cu toți o simțim când mergem la cumpărături în fiecare săptămână. Da, din păcate o simțim prea mult, aș spune eu, și mai ales o parte din o anumită categorie socială de oameni o resimte mult, mult mai tare în ultima perioadă. Vedem acum ce se va întâmpla și după această rocadă, dacă lucrurile se vor mai așeza sau nu, dar din ceea ce spuneați puțin mai devreme, nici în următorul an lucrurile nu se vor îndrepta, ba din contră probabil să asistăm așa la o prăbușire mai mare în următoarea perioadă. Până una alta, cum spuneam, politicienii își duc luptele lor în continuare. Dacă ar mai reuși să facă câte ceva și pentru cetățeni ar fi și mai bine, dar suntem obișnuiți cu, și cu ambele variante, așa cumva.
Sunt foarte multe discuții în această perioadă și despre acest plan național de redresare și reziliență. Sunt multe discuții cum că România ar putea să rateze milioane de euro, să le piardă, e greu de spus, pentru că nu le avem încă, dar sunt discuții potrivit cărora nu am reușit să ne facem planul așa ca la carte și să atragem toți banii pe care inițial i-am pus pe hârtie că ni-am dorit pentru a demara unele proiecte în România. Care este pulsul din acest punct de vedere? Deci eu vă spun sincer că am fost consternat când am văzut poziția domnului ministru Boloș. Nu putem, nu există să punem în balanță acei bani care intră în economia românească cu o reformă pe care oricum trebuie să o facem. Reforma pensiilor speciale este o reformă care, din păcate, a fost tratată doar populist de către toți politicienii. Iar astăzi, din păcate, USR face cel mai mare rău aceste vorme. Nu acuz în mod radical pe nimeni, dar personal, dar la nivel de politică, USR pune într-o situație dificilă actuala guvernare, pentru că nu tratează așa cum trebuie problema pensiilor speciale și uite că guvernanții încearcă să se eschiveze și chiar să pună în balanță că își asumă pierderea banilor europeni și a nerealizării reformei pensiilor. Ce înseamnă reforma pensiilor speciale? Înseamnă o discuție transparentă despre categoriile socioprofesionale care au o pensie specială peste ceea ce presupune venitul din activitate avut de acele persoane. Iar acele categorii care au pensia mult sau peste cât au veniturile, acele categorii sunt puține și cu o discuție fără populism și transparentă s-ar putea face această reformă. Dar, din păcate, se varsă mult venim în această dezbatere. Există riscul ca acest subiect să fie închis fără rezolvare și să... Adică am rezolvat operația reușită, pacientul este mort și să pierdem și bani europeni. Cred că aici atât cele două partide aflate la guvernare, cât și USR ar trebui să discute în spatele ușilor închise, pentru că cifrele sunt, le au, care categorii socioprofesionale trebuiesc reformate, unde trebuie impozitată pensia specială, pentru că la număr cei mai mulți foști militari, cei mai mulți foști polițiști, cei mai mulți foști angajați în Ministerul de Justiție sunt cu pensii decente, unii chiar mici, sub cât au veniturile. Gândiți-vă că încărcătura pe buget a României cu pensiile speciale este la jumătate din cât este în Polonia. Asta arată că din punct de vedere financiar nu este o problemă atât de gravă. Problema este mai mult una morală, a faptului că nu poți să iei pensie mai mult decât ai avut salariul când ai fost în activitate. Da, este un subiect extrem de fierbinte pentru că, așa cum spuneați, sunt anumite categorii care categoric nu sunt de acord cu această decizie de a tăia aceste pensii speciale. Am întâlnit, spre surprinderea mea, și oameni aflați în această situație care, într-adevăr, iau acea pensie mai mare decât salariul pe care l-au avut, așa cum spuneați puțin mai devreme, dar care nu sunt de acord cu acest lucru. A fost un caz singular, ce-i drept, dar... Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla și cu această lege. Mai avem vreo două minute din această emisiune și poate o să vi le las dumneavoastră așa în încheiere să tragem așa cumva o concluzie asupra ceea ce înseamnă sau ce o să urmeze pentru România în perioada următoare. Pentru români sunteți și reprezentantul minorităților acolo la București și vă mai dau maxim două minute din această emisiune. Da, vă mulțumesc. Eu mă bucur că în ceea ce privește calendarul de evenimente al Uniunii Culturale a Rotenilor din România suntem în normalitate începând de anul trecut și că reușim să refacem toate evenimentele închise în perioada pandemiei.
nu a trecut mult timp. Gândiți-vă că doar anul trecut, în luna martie, pe vremea asta, încă ne aflam în pandemie, de-abia ieșeam din pandemie, la undeva în primăvara anului trecut, deci nu este atât de departe pandemia, dar timpul zboară și mi se pare că a fost de foarte mult timp. Suntem în primul an normal de activități, am reluat participările la evenimentele culturale din România și din străinătate cu cele trei ansambluri folclorice pe care le avem în Suceava, în Bucovina, în Maramureș și în Arad. Am avut plăcerea să fim în județul Hunedoara gazdă a două evenimente importante la nivel mondial pentru ruteni. Am avut Consiliul Mondial al Rutenilor în județul Hunedoara cu desfășurarea ședințelor în comuna Zam, pentru că acolo avem o comunitate de ruteni venită din Maramureș și așezată aici, în județul nostru, și au fost prezenți conducătorii rutenilor din toate țările din lume, membri din Consiliul Mondial. Au văzut cum arată o comunitate nouă de ruteni, nu una istorică, cum s-au adus unii pe alții și au găsit un trai mai bun la noi în județ, în comuna Zam. Și bineînțeles o vizită pe care am avut-o din partea Consiliului Europei, tot în județul Hunedoara. Deci, calendarul de activități din punct de vedere al nostru, al rutenilor, este unul normal și se desfășoară conform planului și dorințelor noastre. În ceea ce privește situația de la București, am o singură rugăminte pentru telespectatorii noștri să asculte cu atenție toate părerile, pentru că dorința de a câștiga voturi în 2024 este uriașă pentru toate partidele și nu înseamnă neapărat că cel care strigă mai tare are și cei mai buni oameni și cele mai bune soluții. Atenție la fiecare reprezentant, ce spune, ce vorbește fiecare și care sunt acțiunile pe care le face fiecare reprezentant al cetățenilor în Parlament. Frumoasă încheiere ați făcut. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și fizic aici în platoul emisiunii noastre. Mult succes vă doresc în continuare în toată activitatea. Vă mulțumesc și promit că următoarea întâlnire o vom face din platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pentru că urmează știrile Hunedoara, unul prezentată de colega mea, Andreea Patriche. O după masă frumoasă!